Bună, dragi prieteni! Eu sunt Beatricia, bine ați venit la canalul meu! Astăzi vom face un desert în variantă de tiramisu. Pentru mine, tiramisu e o absolută clasică, la canal deja există o variantă tradițională, astăzi însă îl vom recrea sub formă de ruladă, cu un blat extrem de pufos. Haideți să începem! În bolul unui mixer la care am atașat paleta, adăugăm gălbenușurile de ou, jumătate din cantitatea totală de zahăr indicată în rețetă și puțină pastă sau extract de vanilie. Lăsăm mixerul să bată totul împreună până gălbenușurile se triplează în volum și devin foarte deschise în culoare, aproximativ 6-7 minute la viteză mare. Cam așa trebuie să arate, iar acum adăugăm laptele și uleiul vegetal. Amestecăm timp de câteva clipe, după care adăugăm și făina cernută. La această etapă este foarte important să nu amestecăm prea mult pentru a nu obține un blat prea dens. Compoziția obținută transferăm în alt bol, iar apoi ne vom întoarce din nou la bolul mixerului, de data asta având atașat delul și adăugăm albușurile de ou de temperatura camerei, împreună cu puțină sare și un strop de suc de lămâie. Asigurați-vă că bolul mixerului și telul sunt curate și uscate, fără nicio urmă de grăsime sau gălbenuș de ou. Când albușurile au format o spumă moale, începem puțin câte puțin să adăugăm a doua parte din cantitatea totală de zahăr. Albușurile le batem până devin semi-tari, dar au căpătat un luci. Uite cam așa. Iar acum vom lua o mică cantitate din albușuri și cu ajutorul unui tel le vom amesteca activ în compoziția de bază, astfel încât să relaxăm puțin blatul. După care vom adăuga și restul din beseaua rămasă în 2-3 etape, împăturind-o cu mișcări ușoare folosind o spatulă. Platul îl turnăm pe o tavă tapetată cu hârtie de copt și îl distribuim cât de uniform posibil pe întreaga suprafață. Platul de rulată îl trimitem la cuptorul preîncălzit la 150 de grade timp de 20 de minute. După 20 de minute, mărim temperatura la 170 de grade și îl mai lăsăm pentru că 5 minute sau până trece testul scobitorii. Cel mai important lucru e să nu-l uscați prea tare, pentru că în așa fel el își va pierde flexibilitatea și se va rupe atunci când vom încerca să-l rulăm. Platul de rulată s-a copt, trecem de jur împrejur cu un cuțit sau o paletă pentru a-l desprinde de pe margini și lăsăm să se răcească. Între timp, pregătim cafeaua preferată. Pregătiți orice cafea vă place cel mai mult, rețeta tradițională de tiramisu se prepară un espresso tare, pentru mine însă e important să fie o cafea aromată. Și desigur că în ea puteți adăuga și puțin alcool, cum ar fi vinul Marsala sau rom. Eu o să prefer doar cafea și deci nu voi adăuga alcool. Lăsăm cafeaua să se răcească, iar acum ne vom ocupa de cremă. În rețeta tradițională am folosit gălbenușuri de ou, însă de data asta am decis să le omit și să fac cu cremă alcătuită doar din mascarpone și frișcă bătută. Începem cu frișca rece de la frigider, o batem până obținem vârfuri moi. Într-un bol separat adăugăm cremă mascarpone, zahăr pudră după propriul gust și puțină pastă sau extract de vanilie. Mixăm crema foarte puțin, doar cât să incorporăm zahărul pudră, astfel încât crema mascarpone să nu se separe. După cum vedeți, mie mi-a luat doar câteva secunde.
adăugăm frișca la crema mascarpone și crema este gata. Între timp, platul s-a răcit, îl întoarcem pe partea opusă și înlăturăm hârtie de copt. Ungem întreaga suprafață a blatului cu cafeaua pregătită mai devreme. Adăugăm deasupra crema și o distribuim uniform folosind o paletă sau o spatulă, lăsând aproximativ 5 cm de la marginea de sus. Și presurăm un strat generos de cacao, exact ca în varianta clasică. Iar acum începem să rulăm blatul folosind hârtie de copt. Blatul trebuie să se ruleze destul de ușor pentru că este destul de flexibil. Pentru un aspect mai îngrijit, tăiem câte o felie de la ambele capete și presurăm rulada cu cacao, după care o puteți decora în orice mod doriți. Înainte de a o servi, vă recomand să o dați la frigider pentru cel puțin o oră. Rulada s-a primit foarte pufoasă, cu un gust foarte autentic de tiramisu. Dacă și voi sunteți amatori de acest desert, așa cum sunt și eu, vă recomand să-l încercați și în așa variantă. Lista la toate ingredientele folosite în această rețetă o găsiți ca întotdeauna în descripția acestui video. Iar eu vă mulțumesc mult că ați fost alături de mine, ne vedem în rețeta viitoare. Poftă bună! Pa, pa!